Da, iată-ne în life-ul zilei. Eu tocmai am terminat de citit cartea De ce ne este foame? Soluția Chopra pentru o scădere în greutate permanentă, stare de bine și liniște sufletească. Am văzut deja că am primit feedback, da, prin mesaje, cum că mai mulți oameni ar fi interesați de mesajul acestei cărți, fiindcă, în mod evident, este un subiect de interes, controlul greutății corporale și atingerea și menținerea greutății ideale și mai ales să faci toate astea din perspectiva unei vieți împlinite, cu adevărat, este extrem de interesant. Cartea, din punctul meu de vedere, a fost puțin sub ceea ce mă așteptam eu de la ea. Eu sunt sincer de fiecare dată când vorbesc despre o carte când fac aceste live-uri, deci nu le laud dacă nu simt să le laud, așa că ceea ce am simțit eu despre această carte este că a fost un pic sub ceea ce mă așteptam de la ea, dar poate asta comparat cu așteptările pe care eu le-am setat. Cartea în sine este interesantă. Mi-am marcat ca de obicei câteva idei, fiindcă intenția mea de fiecare dată atunci când citesc ceva este să-mi extrag ceea ce e potrivit pentru mine în momentul acela. Nu sunt cărcotaș. Da, și mi-am extras și din această carte ceea ce este aplicabil pentru mine. Ca idee generală, de ce spun că a fost puțin sub așteptări cartea, fiindcă Deepak Chopra este recunoscut la nivel mondial ca scriind cărți cu tentă spirituală, da, cu axate mai mult pe spiritualitate. Iar această carte a fost în mod surprinzător pentru mine, axată în proporții de 80% pe creier, pe minte, pe cum să faci din punct de vedere intelectual să-ți menții greutatea sub control și să atingi greutatea ideală pentru tine și doar 20% a pus accentul pe spiritualitate. M-aș fi așteptat măcar la un 50-50, dar aceasta a fost, desigur, așteptarea mea particulară. Interesant este că această carte are 350 de pagini în total, însă ultimele 50 de pagini sunt rețete. Rețete efective de mâncare, pe o parte o să le experimentez, însă acele ultime 50 de pagini am scanat doar ingredientele, ar fi fost ciudat să citesc da, rețete. Am citit însă în întregime cartea cu excepția rețetelor. Ca remarcă referitoare la rețete, un lucru la care mă așteptam de altfel, e că 90% dintre rețete sunt vegane și 10% sunt vegetariene. N-am văzut să apară carnea printre rețete. Și înainte de a trece la citate, un alt lucru care pur și simplu l-am observat la carte, este acela că promovează centrul Chopra, în care Deepak Chopra și-a făcut un centru, din câte am înțeles din carte, unde oamenii se pot duce acolo și mănâncă sănătos, ca un fel de bază de tratament, așa, completă, în care se pune foarte mult accent și pe alimentație corectă. Și rețetele de la finalul cărții sunt rețete pe care le poți mânca în centrul Chopra. Însă, odată la 10 pagini, revine această idee a centrului Chopra, ceea ce m-a făcut pe mine să cred că această carte a fost scrisă ca un fel de tracțiune pentru a atrage oamenii înspre centru, fiindcă în America e mai accesibil și atunci o carte scrisă de Deepak Chopra ajunge cu siguranță la un număr de oameni, fiindcă are suficient cititori la nivel mondial, și atunci a vrut să-și promoveze cumva centrul. Altfel, nu văd de ce atât de des în carte apar referiri la acest centru. Dincolo de citatele pe care o să le caut acum, fiindcă tot nu am reușit să-mi cumpăr stickere și merg doar pe sublinieri, dincolo de citate, ideea care mi s-a părut aplicabilă și am și testat-o eu la rândul meu, este conexiunea cu somnul. Însă este evident în același timp conexiunea scăderii în greutate cu somnul. Apare de mai multe ori și explicată în profunzime de fiecare dată și mi s-a părut interesant
gândindu-mă la ultimul an din viața mea, mi-am dat seama că, într-adevăr, există o legătură între somn și scădere în greutate. Eu, în ultimul an, am scăzut armonios în greutate, fără să fac eforturi nemaipomenite, aproximativ 10 kg. Sunt cu analizele la zi, din toate punctele de vedere, deci sunt sănătos. Mi-am reglat greutatea, am dat 10 kg jos și, gândindu-mă, într-adevăr, în ultimul an, am dormit suficient. Eu de un an de zile mă trezesc fără să-mi pun alarmă dimineața. Mă trezesc atunci când organismul meu simte că și-a încheiat programul de somn pe ziua respectivă și, într-adevăr, Deepak Chopra repetă de mai multe ori în carte și vine cu mai multe perspective, îți dormim suficient pentru că altfel ne dereglăm hormonal și acel dereglaj hormonal ne face să ne simțim flămânzi când noi de fapt nu suntem flămânzi. Ca idei. Acum, ce mi se pare evident e că multor oameni nu se le placă sugestia cum să doarmă ei suficient. Dar eu ți-am spus ca idee în caz că vrei să aplici, ia uite, lipsa de somn răstoarnă echilibrul dintre doi hormoni, leptina și grelina, care te fac să te simți înfometat sau sătul. Și răsturnându-i, tu te simți înfometat când de fapt nu ești. Kilogramele apărute în plus sunt modul prin care corpul îți spune ai încercat să mă supui la lipsuri, să nu mai faci asta niciodată. Da. Te invit, Deepak Chopra, să mănânci conștient, adică în momentul în care duci lingura la gură, să nu faci 100 de alte lucruri, să nu te gândești într-o 100 de alte părți, să nu meargă televizorul, radio pe fundal, ci să fii acolo, prezent și conștient de faptul că mănânci. Da? El spune că soluția lui este formată din 4 pași, și anume că trebuie să hrănești corpul cu mâncare sănătoasă, inima cu bucurie, compasiune și dragoste, mintea cu informații și spiritul cu stăpânire și conștientizare de sine. Hai să vedem ce mi-am mai notat eu pe aici. Nu o să parcurg toate remarcile pe care le-am salvat eu aici, însă o să parcurg cu o parte dintre ele și ce a fost cel mai relevant, ideea marcantă, ți-am spus-o deja. Deci dacă ar fi din life-ul ăsta să ții un singur lucru, care să pleci acum, da, și să începi să-l faci din seara asta și să vezi efecte armonioase asupra greutății tale, acel singur lucru ar fi să dormi suficient. Deci dormi suficient. Scopul meu este să te aduc, zice Deepak Chopra, într-o stare de împlinire. Din momentul în care acest lucru începe să se întâmple, vei înceta să mai mănânci din motive nejustificate. Dacă viața ta nu este împlinită, stomacul tău nu-ți poate furniza niciodată ceea ce îți lipsește. Calea potrivită pentru tine nu este cea a privațiunilor, ci să-ți găsești satisfacția în alte lucruri în afară de mâncare. Bun, hai să mai vedem. Faptul că se poate face o legătură între scăderea în greutate și creșterea fericirii este secretul care face să funcționeze abordarea propusă de mine. Cu alte cuvinte, cât ești mai fericit, am scris și eu un articol la un moment dat, am ajuns și eu la concluzia asta, că dacă un om nu e fericit, are șanse foarte mari să fie supraponderal. Dacă găsești o cale mai bună să fii fericit decât a mânca în exces, corpul tău va reveni în mod natural la starea de echilibru. Și pe lângă somn, că mi-am adus acum aminte, Deepak Chopra recomandă și meditația, fiindcă ajută, spune el, pentru a te echilibra și dacă tu ești echilibrat, atunci în mod evident, pe cale de consecință, alegerile tale alimentare vor fi mai corecte și mai armonioase pentru trupul tău și atunci vei ajunge să mănânci mai sănătos și să scazi în greutate într-un final. Câteva principii scurte. 1. Tu nu ești corpul tău, tu ești creatorul corpului tău. Tu ți-ai creat corpul prezent folosind gânduri conștiente și inconștiente. 3. Poți să-ți creezi un corp nou prin alegeri conștiente. 4. Corpul tău este un verb, un proces, nu un substantiv, un obiect fix. Îți reciclezi permanent corpul material, aproape în întregime, o dată pe an. Mucoasa stomacală la fiecare 5 zile, pielea o dată pe lună, scheletul la fiecare 3 luni, ficatul la fiecare 6 săptămâni, materialul genetic la fiecare 6 săptămâni. Și îți modifici în permanență activitatea genelor prin aceleași semnale trimise de gânduri, emoții și comportament.
Da. O dietă ideală urmărește trei teme: puritate, energie și echilibru. Chiar dacă nu are o abordare spre vegetarianism sau veganism, Deepak Chopra în carte, chiar deloc, nu face referire la asta. Totuși, rețetele de la final, asta mi s-a părut interesant, sunt 90% vegane, 10% vegetariene, carnea nu apare. Ca idee, recomandă că atunci când începi să mănânci, te pui la masă și mănânci, să te întrebi patru lucruri. Sunt într-o stare sufletească bună? Asta e prima întrebare. A doua: o să fie masa asta o experiență pozitivă? A treia: este mâncarea atrăgătoare și apetisantă? Și a patra: pot să-mi dedic întreaga atenție savurării mesei? Dacă răspunsul este da la toate aceste întrebări, veți obține cea mai bună energie din mâncarea pe care o veți consuma. Menținerea greutății ideale este un semn fizic că te afli în echilibru. Cu alte cuvinte, dacă nu ai greutatea ideală, nu te afli în echilibru. Să fii în echilibru înseamnă somn bun. Am spus deja, da, lucrul ăsta. Somn bun. Pune foarte mult accent pe somn și, într-adevăr, îți confirm și eu că somnul, într-adevăr, are un efect. Am observat asta în ultimul an din viața mea. Stres redus, mâncare corespunzătoare, emoții pozitive, senzații de bine. Senzații de bine pe care o poți obține, desigur, prin recunoștință, meditație și așa mai departe. Ca să primești toate beneficiile de la hrana pe care o mănânci, mintea ta trebuie să intre în joc. Mâncatul grăbit, neatent, este nesatisfăcător, în vreme ce calea spre adevărata satisfacție este să acorzi atenție fiecărei înghițituri, să mănânci conștient. Am spus și eu asta adineaori când am venit cu perspectiva de ansamblu asupra cărții. Da? Așa. Și un ultim lucru pe care o să-ți-l spun acum în live-ul ăsta, după care încheiem, este acela că el spune că la centrul lui, la centrul Chopra, privește mâncarea din perspectiva ayurvedică. Și această perspectivă ayurvedică spune că în mâncarea noastră ar fi recomandat să existe șase gusturi. Patru, cele mai obișnuite și pe care le cunoaștem fiecare dintre noi, sunt dulce, acru, sărat și amar. Și mai este nevoie să mai fie încă alte două, din perspectiva ayurvedică, înțepător și astringent. Și în momentul în care tu ai în farfurie dulce, acru, sărat, amar, înțepător și astringent, atunci îți iei din acea mâncare, mâncarea pe care o mănânci este armonioasă în sine, dacă ea conține aceste șase elemente. Și el recomandă ca în momentul în care noi mâncăm, să avem grijă să ne luăm aceste șase elemente, să fie în mâncare, să fie prezente acolo. Da, cam asta despre carte. Nu m-a dat pe spate, sincer să fiu. Interesant, după cum spuneam, mi-am luat câteva idei, mi-am luat câteva confirmări, cum ar fi cea referitoare la somn. Rețetele de la final, din ultimele 50 de pagini, m-am uitat la ingrediente pentru fiecare rețetă. Mi s-au părut interesante și fiind 90% dintre ele vegane, o să experimentez și eu cu o parte dintre ele. Partea de spiritualitate din carte se referă la un program de 7 zile în care să meditez cu focus pe anumite mantre. Și cam asta e perspectiva spirituală din carte. În rest, vine cu suficient de multă știință și explică cu hormoni, cu proteine, cu aminoacizi, cu tralala, care sunt mecanismele interesante. Cam asta despre cartea de astăzi. Una peste alta mi-a făcut plăcere să o citesc, fiindcă am învățat și câteva lucruri noi și mi-am confirmat altele mai vechi. Cam asta e povestea pe ziua de azi. Eu îți mulțumesc că mi-ai fost alături și în cadrul acestui live. Am ajuns în ziua 10 a provocării. Cu alte cuvinte, am parcurs o treime din drumul pe care l-am setat inițial. Este o experiență interesantă de care mă bucur și mâine ne revedem la un nou live cu Cartea Zilei. Îți doresc
o seară armonioasă și un weekend așa cum îți dorești. Te-am pupat!